Salut! Bună! Salut. Ce bine îmi pare să vă cunosc. Mă bucur foarte mult că sunt aici. Doar ce m-am întors de la pușcărie. Foarte bine! Care credeți că este totuși cel mai stupid motiv pentru a merge la pușcărie? Dragostea. Cheloo, pe tine te rog să nu răspunzi. Tu ai avut doar 1 gram de ghinion. 0,6 grame. Ai furat 2 pungi de pufuleți. Ai furat inima cuiva. Nu, nici pe departe. Vreți să vă spun pentru ce am mers la pușcărie? Da. Pentru deficiență de vitamina C. Cum adică? Și nu e o glumă. Ai spart o farmacie. Acum o lună de zile am fost arestat în Serbia pentru treaba asta. Stai, am fost la pușcărie? Mă întorceam de la o petrecere din Albania și la granița dintre Kosovo și Serbia. Vameșii ne-au controlat. Și au găsit la mine în rucsac, bineînțeles, o vitamină. Și alte 13 la mine în bagaj, într-un flacon. Vameșul a venit cu flaconul la mine și m-a întrebat: "What is this?" Ce scrie pe etichetă? El, nedumerit, s-a uitat la etichetă, s-a uitat la mine, s-a uitat iar la etichetă, s-a uitat la mine. Droghi. Și m-au săltat. Să nu credeți că să ajungi la pușcărie în Serbia este ușor. Bă, chiar am fost pe bune? În primul rând mi-au cerut cazierul. Eu le-am zis că nu l-am la mine. Ei au fost foarte drăguți, s-au oferit să-mi facă unul. Eu le-am zis să-l fac în 10 exemplare, traduse și legalizate, să mă șterg cu ele la c***. Să nu credeți că sunt arogant, absolut deloc. Știam că am ajuns acolo nevinovat și m-am gândit să profit la maxim de experiență. Până la urmă mă întorceam după o petrecere și tot ce aveam nevoie era doar de puțin somn și niște mâncare. Ajuns acolo, am început să-mi cunosc colegii și gândiți-vă cât de ciudat arătam pentru ei. A venit unul la mine și m-a întrebat: "Why are you here?" Și ce era să-i spun? Calcium deficiency, brother, sunt mai plăpând. Într-un final și-au dat seama și vameșii că sunt nevinovați și m-au eliberat. După ce m-am eliberat, mi-am dat seama că eram mult mai liber în pușcărie decât sunt acum. În pușcărie puteam să zic absolut orice despre oricine, nu-i interesa pe nimeni. Acum, în libertate, însă, nu poți să mai zici nimic fără să nu rănești pe cineva. Foarte mulți oameni mă judecă greșit. Ei cred că sunt gay. Eu am început să transform lucrul ăsta într-un mare avantaj. Singurii care nu știu asta sunt ăia care cred că nu le-aș putea niciodată femeile. Mulțumesc! Extraordinar! Suntem foarte curioase. Curioase, suntem toate curioase. Suntem foarte curioase. Suntem fierte să aflăm despre tine lucruri. Bă, dacă povestea e adevărată 100%. Este, da. Care e faza cu vitamina C? Păi dacă m-au arestat pentru vitamine, eu aveam vitamine în portofel. Vitamine. Păi nu se face o analiză. Ei au făcut o expertiză și le-ai ești îmbrăcat așa. Pe noi faptul că oamenii nu arată ca în șabloanele pe care le avem în cap ne încurcă foarte tare. El nu arăta ca un om care are pastile de vitamina C. Asta e problema. Asta au crezut și polițiștii din vamă. Dar bănuiesc că tu chiar mergi la festivalul. Păi, merg, da. Și mergi așa îmbrăcat? Eu merg așa și la muncă. Ce muncești? Sunt creative director. Unde? La cea mai mare școală de cursuri din România. Acum, de exemplu, organizez un festival pe o insulă, stau de 3 săptămâni pe insulă. Oh, Doamne, ce m-a speriat. M-a sărit inima. Știți oamenii aceia care vorbesc încet ca tu, să tragi aer în piept, să te liniștești, să respiri politicos ca să-i auzi? Știți, dragii mei, în aceste momente vreau să vă transmit... Nu suport această tehnică. Povestea ta, mai ales că este adevărată, ar fi putut avea mult mai mare potențial. Așteptam să vină și veneau greu și... Ton de hipnoză. Să fie mai dinamic totul. Da, și să-mi povesti, bă, m-am mers la pușcărie. Tate, am fost la pușcărie, bă, și pentru nimic. Pentru tine e ușor, eu fac pentru prima oară chestia asta. Foarte bine, dar eu te încurajez să mai faci. Și sunt convins că ai o grămadă de povești și de la festivaluri și din viața ta. Și cred că sunt interesante. Păi mai dă-ne ceva, nu știu. Sunt povești mișto de la festivalurile pe care le-ai organizat. Bă, nu, hai să vă spun o poveste. Hai că pușcăria, toată lumea merge la pușcărie, dar la festival n-avem bani toți. Bine. Deci, acum 4 ani de zile, aveam un job la un film, am făcut și styling o perioadă. Și eram acolo, trebuia să ajungem undeva în Creierii Munților, în Apuseni, la Popomă, știți filmul? Da, da. Și, mă rog, am ajuns acolo, era pandemie, august, cam ca acum de cald. Noi aveam 2 câini, eu cu fosta mea prietenă, un bulldog francez și o boschetară. Când, până să ajungem la filmări, pe Suri au înțepat-o niște insecte și a trebuit să ajungem cu ea la veterinar. Care, Suri, care? Suri e bulldogul. Bulldog, așa. Da. Și am mers cu ea la veterinar, mă rog, i-au făcut injecții ce au făcut acolo, ne-am dus la filmare, am ajuns acolo seara târziu, a doua zi erau filmările. Când ajungem acolo, proprietarul zice, dacă vă mai găsesc cu câinii ăștia aici, mâine-i jupoi și vi agăți în gard. Mai venise un alt coleg cu câinele lui și ne-am consultat, n-am avut altceva de făcut, că nu mai erau alte cazări acolo. Și a trebuit să plec cu toți câinii. Am plecat la 6 dimineața, undeva pe autostradă, pe Cluj-Turda, mi s-a aprins beculețul la motorină. Și mă uit să văd, cea mai apropiată benzinărie era la 100 de kilometri distanță, zic, nu mi-ajunge motorina. Am mers cât am mers până s-a oprit mașina și la un moment dat am văzut pe partea dreaptă că lucrau niște oameni la câmp. Și am oprit acolo, m-am dus la ei să le cer. Deci eu aveam 3 câini în mașină care nu se cunoșteau între ei. Pe boschetară doar ce o luasem, Suri, care era cu probleme oricum, și încă un câine, habar n-am, Rachi îl chema. Și m-am dus la ei să le cer motorină pe câmp. Am ajuns la ei, am zis, ei săpau niște găuri, aveau un utilaj și au zis că se duc să-mi iau de la Peco. Până m-am întors la mașină, mi-am dat seama că nu mai am cheia de la mașină. Am pierdut-o în câmp. Mamă, și ai lăsat câinii în mașină? Câinii în mașină cu ușile deschise. N-am închis mașina. Ah, ok. Era mare zona de căutare. Fân, căldură, tot ce se poate. Am căutat vreo 2 ore cheia, nimic. Luam câinii pe rând să-i plimb, să-i scot din mașină, că nu puteam să-i țină mașină. La un moment dat mi-a venit o idee bună, să mă duc să caut un detector de metale pe net. Și am găsit unul în Turda. Așa. Nu, mi-am dat seama că n-am cum să găsesc cheia aia. După 2 ore eram deja terminat. Am găsit detector de metale în Turda, i-am rugat pe băieții ăștia iar să vină cu mine să mă ducă să iau detectorul de metale. Așa. Câinii i-am lăsat în mașină, n-aveam ce să fac. Pe drum am avut o idee înțeleptă, să opresc la Peco, să-mi iau țigări, apă minerală și un pachet de șervețele umede. Hai, iată, s-a schimbat dinamica. Și când m-am întors, m-am dus la mașină să văd ce fac câinii, îți dai seama. Când am deschis ușa la mașină, Suri, nu, n-am găsit cheia, Suri, bulldogul, nu se căcă de mașină, explodase în mașină. Uai de cap! Peste tot, efectiv, pe geamuri, pe plafon, pe scaune, peste tot, până și pe ceilalți câini eram. Eram toți la același. Am început să șterg. Am început să șterg și să plâng și să vomit în același timp. Bine că aveai șervețele umede. M-am uitat peste pot, voiam să mă arunc, jur, voiam să mă arunc. Dar nu era apă. M-am gândit că de la cât de norocos am fost în ziua, sigur mă trezesc într-un alt c***. Acolo s-a deschis, era el. Era el, râdea, a prins și noi, mă, hainele lui, știi, adică totul era cum trebuie. Și am căutat cheia cu detectorul, deci ca să vină cu Suri, o țineam la sub braț, bulldogul, și cu detectorul dădeam. Și ai lăsat câinii în mașină. În timpul ăsta tu erai îmbrăcat în genul ăsta așa? Pe eram aproape, da. Dar ce relevanțare. Are, mă, că e cu ciocatele astea așa, adică genul ăsta, adică pare mult mai dubios când vezi cu un câine la sub braț, cu un detector de metale. Adică e totul mult mai ciudat. Așa, așa. După 3 ore de căutări cu detectorul, nimic. Băi, nu mai puteam, era la capătul puterilor, plin de scăiți, transpirat, plâns, vomitat, nu mai avea niciun gram de energie în mine. A mai fost o fază tare, au oprit un echipaj de poliție și când m-a văzut prin ce trec de milă mi-au stat cu câinii o perioadă. Au stat cu câinii poliției? Au stat cu câinii să caut cu detector. Au stat și cu câinele plin de... Cu toți, că toți erau în același... Și eu... Aplauze pentru poliția română, rămân frații noștri vitregi pentru eternitate. Nu că nu, n-ai cum să inventezi așa ceva, este real, 100%, asta nu poate fi inventat, a fost descrisă exact așa cum a fost. Senzațional. Ăla e un scurtmetraj și a trăit el în câteva ore, ăla e un scurtmetraj. Într-un final... m-a sunat ăsta cu detectorul de metale și zice, bă, ai găsit cheia? Nu. Hai că vin să o iau. Și a venit și a zis, m-a rugat, poți să dau și eu cu detectorul? Da, te rog, așteptam platforma. Și în 30 de secunde a dat și a găsit cheia. Am văzut. Când am văzut pe ăla cu cheia în mână, am crezut că l-am văzut pe Dumnezeu, efectiv. L-am luat în brațe, l-am pupat, nu mai știam de capul meu. Am plecat, până la urmă am oprit la Sibiu. În Peco am alimentat, am spălat mașina, am spălat și câinile, am dat mâncare. Și am intrat pe autostradă, pe A1. Și la kilometru 30, ce crezi că s-a întâmplat? A? Explozie, roată față. 140 la oră. Am pățit și eu, da. Am redresat-o, am oprit, am sunat la platformă și el a zis că vine. Cât timp l-am așteptat? M-am uitat la câini și ca să nu se simtă prost, m-am și o mașină. A, bă, mult mai bună, mult mai bună. Am râs de... Bă, nene.